Aleluia, aleluia, ali, aleluia, and a happy new year. Tan, 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 tan. Aleluia, and a happy new year. Mârlani, ce e asta? Spune-mi că nu văd bine. Nu poți să zici, iubito, că nu vezi bine, dar chiar așa nu vezi bine, cred că de la fum. Mârlani, ăsta e un altar? Nu chiar un altar, e un altăruș, că n-am avut bani de unul mare. Și ce naiba, Doamne, iartă-mă, caută la mine în casă? Păi trebuie, ca-ți bătăresc pentru nunți, botezuri, mormântări. Care nunți? Care botezuri, Mârlani? Că nu o să vie, că sigur mă las pe mine bunuțul drăguțul de Dumnezeu să-și omez. Ia ascultă, ce zici dacă aș face și eu aici un arest mic și aș aduce toți bărfașii și toți criminalii să-i supraveghez 24 din 24? Aș zice că ești genial, la fel ca mine. De fapt, ce mă mir, că cinsa seamănă să adună. Hai, nu vrei să ne adunăm un pic? Nu! Vreau să adun tot ce ai înșurat pe aici, că eu nu pot să trăiesc într-o biserică. Și sânge naibii lumânările alea când mă sufoc. Păi și eu, cum mai fac bănișori? Că din asta trăiesc, mă, Mirabela. Din asta trăiești? Atunci ai 48 de ore să demonstrezi. Și dacă nu strângi măcar 10 milioane din activitățile astea duhovnicești, îți mut altarul la ușă. Neața, colega. Hai, lasă-mă. Ești popă polițai sau de unde până unde, colega? Chiuret, eu am venit să-ți propun afacere și tu mă faci popa prostul. Da. Să lăsăm gluma la o parte, că trebuie serioase de discutat cu tine. Fii atent. Dacă îi trimiți pe arestați la mine, la consiliere duhovnicească, contra unei sume modice, îți dau un procent în suma aia modică. Mărăne, tu ești idiot. Da, dar degeaba trebuie. Păi mă, nu zic, frate, că e super ideea. Ăia în America nu-i trimite pe arestați la consiliere psihologică ca să-i scutească de arest? La noi o să fie consiliere duhovnicească, că ai văzut ce sondajele. Lumea are cea mai mare credere în biserică, nu în psihologi. Și-ți dau 50% din taxa de spovedanie. Cine nu-i zi lui pupăză de bani ca să nu-ți impoziteze? Dar spui tot ce-ți mărturisesc că ea. Ca să completez și eu tot ce lipsește din dosare. Bineînțeles! Bate-mi palma! Stai, ca sunt sigur că ai mâncat zlănină dimineață. Păi ce, tu n-ai mâncat ceapă? Bă, da. Merge zlănină cu ceapă? Aia dreptat. Da. Da. Stai, mă! Bună! Ha. Oh, bună și tu! Adică, bună și ție. Bună, Ema! Știu, mersi. Dar cu ce treabă pe aici? Că nu e încă ora de program. Am venit să-l rog ceva pe Van Damme. Wow. Am de făcut un referat despre ascensiunea unei personalități în politică și administrație. Și speram că mă poate ajuta. Că doar ai fost primar. Ah, cu ce mai mare plăcere! Da, da, nu cred că am timp. Păi lucrez la bar, lângă tine. Nu trebuie să pleci de acolo. Și te plătesc, evident. Uite, îți dau și un avans ca să vedeți că sunt serioasă. Vezi, dragă, fata e serioasă, e chitită pe carte, nu pe altceva. Hai, coboară la bar și pregătește rechizitele, că vin și eu imediat. Ai văzut ce era așa? Să nu te dai la elevă, domn profesor, ca ăla de la Jean Monnet, că te scot la pensie, pe caz de invaliditate. Și vezi că profesorii au pensii de rahat. Doamnelor și domnilor polițiști, am o veste bună. Se pregătesc avansări, așa că cine este profesionist, acum este momentul să o arate. Yes, yes! Dar cum treci, doamna șefa? Că și că fiindcă ce cazuri avem? Niște manglitori și niște politori să trăiți. Chiorete, de câte ori v-am zis că dacă vă mai exprimați ca borfași, o să vă pun să stați cu ei? Mă scuzați, șefa. A vrut a zice șuștragere de bunuri și câteva persoane de sex feminin care practică a mai veche meserie de lume. Să trăiți. Da. Vin imediat. Spargere la o bancă. Și ziceați că n-avem ce lucra. Că vei, cazul meu, că eu mă pricep la spargeri de bănci. Sunt specializat. Da, bănuiesc că la alea împart pe ce referință. Nu, pe izare, la sedii de bancă.
frică. Adică locurile alea unde ți-e frică ție să intri, ca să nu te prindă ușile alea rotative. Să facă din bușor, uite. Șefa, sunteți extraordinară! L-ați și prins? Ce rapide sunteți! Păpănețule, nu fi lingău, că n-avem timp. E doar suspect. Dar de ce sunt suspect, șefa? Dă malnutriție. Nu vezi, mă, că arăți ca un vierme uscat? Pentru că paznicii băncii au declarat că le-ai cerut informații despre schimbul turelor și funcționarea sistemului de securitate de la intrare. Așa e sau nu? Da, așa e. Dar eu n-am nicio legătură cu spargerea. Paștilatule! Zi, bă, tot varsă, tot ce ai în gușa aia, mă, că o să scăp, o să scăp mai bine așa. Nu mai coperi tu pe barus, că o să faci și pârnaia lui. Scuze, o să ispășești și anii lui de detenție, dacă vrei să știi. Păi să mor eu dacă știu ceva de spargere. Eu i-am întrebat pe paznici de ture, pentru că vroiam să mă angajez și eu la bancă, tocmai ca să scap de barus, că știam că o să ajung într-o zi să fac pârnaie pentru el. Aha, și sistemul de securitate de ce te interesa? De ce, de ce, de ce? Zi. Ca să mă asigur că pot să lucrez cu el, că eu sunt cam varză la tehnică. Dacă mi-au zis că e unul mega sofisticat, am renunțat, nici nu m-am mai dus la interviu. Răjală, șefa. Lăsați-mă pe mine să-l interoghez, că dinul fac pe ăsta să zică și seriei banilor furați, nu-mi ziceți mie... Inconștientă? Băiatule, tu crezi că odihnitul ăsta e în stare să ne minte atâtea cifre cât sunt pe bancnotele alea? Șefa, lăsați-mă pe mine să-l interoghez, pentru că eu am cea mai mare experiență în cazuri nerezolvate. Șefa, dacă permiteți, eu cu paranormalele n-am dat greș niciodată. Ce paranormale, mă, că nu mai le-ai folosit și s-au uscat de când... Nu contește treaba asta, căci că fiindcă la mine paranormale... Gata. Hai, încetați, că o să-l interogați toți. Și la final o să vedem care a fost mai eficient. Eu o să prim. Păi, hai, te-am luat, zic cât vrei să-ți dau, ca să-mi zici numai mie adevărul. Haide. Zice pizza. Așteaptă clienții să le iei comanda. Imediat. Bine. Așa, așa, zile că au trecut măsura. Păi, ia mergeți voi la mine în birou și faceți referatul acolo. Că aici e bar, nu bibliotecă. Ce sunt apucăturile astea? Vreți să-mi goniți clienții? Facem deal-ul. Hai mă, că îți dau 10 pizza, îți dau bani frumoși și te scap și de pârnaie. Ce mai vrei? Zici cine a dat lovitura. Să mor eu dacă știu. O să mănânci ciuciu. Hai mă, vânjosule, nu-i păcat din mușchii ăștia tăi să se fleșcăiască la pârnaie? Să nu se mai bucure nicio fimedie. Hai că dacă gustă tadivărul, ti scot de aici și cine știe, poate mă bucur chiar eu din mușchiulețul tău. Păi ce spun? Habar n-am cine a dat spargerea. Grăsanii, aici o să-i disumfli. Chiurete, tu mă știi de o viață, mă. Să moară mama dacă am făcut eu ceva. Urât, foarte urât. Nu-ți jenă să te jur pe măiculița ta, aia care ți-a dat suflare, care te-a ferit de foc, de frig, care te-a șters la când ți-era mai greu ție. Bă, sunt o retiladă ce aud. Nici nu vreau să te mai văd. Acum te duci la popă, te ieși, spovedești și după aia văd eu, bă, dacă te mai ajut sau ba. Lasă-mă pace. Păi unde mă să mă spovedesc? Ce mă lasă ăștia să ies de aici? Te duc eu sub escortă, infrator deosebit de periculos, de idiot. Dar cu alea când ajungi, mă, la popă, dacă n-ai spus tot și laptele de la sud, de la mumă ta, mă, n-ai nicio șansă în fața lui Dumnezeu. Spui toate păcatele, ce-i clar? Și când ajunge cu alea, dai și ceva la cutia milii, ca să te ierte Dumnezeu definitiv. Tău, prietene, se poate. Păi vezi, mă, că se poate. Hai, vină cu aceea. Și cel mai important moment a fost cel al campaniei electorale. Bine, n-am câștigat alegerile pentru că... Ce faci, Vandame? Uite-mă, uitam să văd ce scrie... Pe eticheta sutienului. Dar de ce te chinui, mă, să te uiți prin material ca Superman? Dă-i bluza jos, că strici ochii. Eu mă duc să-mi iau o cafea. Cafea?
O să ai o noapte lungă, domn profesor. Pisica, exagerezi. Eu m-am uitat doar să văd dacă a scris corect. N-am stabilit că o ajut. Nu, doar tu ai stabilit. Și eu ca proasta m-am dat după tine. Da, gata, 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 gata. Până aici s-a terminat cu lecțiile private. Pisica, nu se poate, că mi-a dat banii în avans. Bani pe care apropo i-ai luat tu. Sau ai uitat? Îți las ție 3 sferturi din taxă dacă înregistrezi și spovedania. Ai, știam eu că fac afacere bună cu tine. Afacere dumnezească, doamne, dar nu-ți echipă-i că... Ce faci, mă, măgarule? Ai venit să te spovedești sau să halești? Treci în pace și mai leapă-te de obiceiurile astea și de poftele trupești. Mă lepăt, părinte. Mă leapă-te-te. Lasă-ne, Chiorete. Dacă te lepezi, dă toți banii care ai la tine. Să n-apari în fața lui domnul cu ochiul dracului la tine. Că banul e ochiul dracului, mă, și nu te dai toți, că toți e ochi. Șez, ia poziție de spovedeală. Doamne, miluiește, robul tău mărturisește. Zi, fiule, spune tot. Zi și steroizii care îi sub de la măta. Zi că domnul te ascultă. Cu ce să încep, părinte? Cu infracțiunile alea mai grele? Ai ucis, ai violat, ai schilotit? La ce oră ai spart banca? Dar n-am făcut nimic din toate astea. Puternicosule, vezi că cazanul iadului nu-i și acuziurile alea cu care te tăvălești tu și cu barul ăsta la petreceri. În cazanul iadului, dacă ajungi, și sigur o să ajungi dacă mizi la spovedanie, o să fier până o să se desprindă carnea după oase, mă, auzi, ca la ciolanul de fasole cu afumătură. Dar nu mint, părinte, jur. Păi dacă nu minți, mărturisește-mă, spargerea ți-a asigurat un loc în rai, că Dumnezeu apreciază sinceritatea și cu ocazia asta scap și de baros, cum îți doreai tu. De unde știi? Păi dacă recunoști că el e autorul, să ce la pușcărie, mă, tântălaule. Ok, recunosc. Baros a spart banca. A venit la terminarea turei cu Nicu Smardoiu și cu Gicu Pontoarcă și au dezactivat sistemul de alarmă și noaptea au luat tot. Bravo, fiule! Ai văzut că n-a fost așa greu. Hai, hopa sus! Doamne, fie cu tine! Și banii? Care bani? Ăia pe care mi-ai cerut ca să nu... Păi nu mă lasă că ia ochiul dracului, nu-ți mai trebuie ție, aia rămâne la cutia milei. Cu o parte din ei e pentru ăsta sus să-ți ierte păcatele și o parte pentru poliție ca să-ți ierte păcatele acei lumea de jos. Du-te, zi lui Chiorete, că ești gata, ok, și că e regulă, poate să te elibereze. Poate să mă elibereze? Da! Și e gata, poți să mă eliberezi. Bravo, prostăvane. Mă aștepți, acine te duc în dărât în arest. Ți-e clar? Raport? La, ce-ți mai place, treci. Da, a zis că poți să-mi dai drumul. Ieși! Bă, mă aștepți aici și nu te mișcă, te găsești, dragi. Te joacă picioarea, dracu să fii. Ia zi. Mi-a dat 500 de lei, mă, ia. Ăștia e tăi, e partea ta. A zis ceva, ai înregistrat cum am vorbit? Normal, partenere, doar suntem profesioniști. Că tu ai devenit iarăși scorpia geloasă și paranoică pe care o cunoșteam. Și s-ar putea ca în ritmul ăsta să nu mai suport și să-mi iau câmpii.
Hai, lasă-mă! Te faci moșier? Hai tu, bani, să ții câmpii, bă, părlițule! Sau faci credit! Păi zi-mă așa, că îmi caut pe altul să mă suporte! Unul mai bazac! Nu așa să faci! Ai scăpat! Și găsi cu cine să mă facă gelos. Ce mai face chestorul nostru favorit? Vă simțiți bine la noi? Întotdeauna când ești în preajma mea, mă simt excelent. Dă-te mai așa să o văd și eu mai bine. Vă place, a? Vă place? Și n-ați vrea să vedeți și în particular? Se poate? Mă... Voi vă băgați la infracțiuni. A, nu, nu. Nu la ce vă gândiți dumneavoastră mă refeream în chestor, nu? Da. Când fata are un proiect la drept. Aha. Și mă gândea că dumneavoastră, cu pregătirea dumneavoastră legislativă, ați putea să o meditați. Da? Are bani să răcuța, e studentă. Păi da, în cazul ăsta se schimbă calimera. Haideți, domn chestor, nu pot să cred că renunțați dumneavoastră la minunăția asta de plată pentru bani. Păi n-am zis că renunț. Vreau să spun că aș vrea să plătești tu pentru ea. Eu? Păi da, eu stau foarte prost cu banii, domn chestor, nu am de unde. Pe cine a vorbit de bani? Nu, da. Domn chestor, da. Știți ceva? Eu sunt cu vandale. O, da, că nu vreau ce gândești tu. Cu toate că... Aoleu, perversă mică ce ești. Dar ce ați vrea? Un mic strimis. Să mă convin și eu care dintre minunății sunt mai minunat. Ale tale sau ale ei? Eu, de ce? Dă-te mai așa. Tu ce ai vorbit serios? Vezi că s-ar putea să-ți fie ales prost bazatul, că tot ce câștigă s-o începe medicamente de prostată. Ca distracție plăcută! Stai, mă, stai! De ce să stau? Vrei să facem un trei perversă mică? Am avut dreptate că ești perversă mică! Mă, băieți, îmi pare foarte rău, dar pe mine să nu contați în chestia asta. Funcția mea de chestor nu-mi permite așa ceva. Din păcate, e așa lărăcu cu funcția mea. Asta, adică tu, chiar... Băi, paranoicule, că se pare că până la urmă tu ești ăla. Îi făceam și eu un striptiz mic să-l conving să o mediteze el până asta, să ia locul tău, să nu mai avem discuții, să reînviem armonia în cuplu. Cum era odată? Nici o femeie nu s-a dat dezbrăcată în fața altuia pentru mine. Pisica, asta e super ca lumea. Mârlane, a expirat termenul. Arată banul sau mișcă și desfaltarul. Trei sute? Știu că nu-i cât ai zis tu, dar e un început, nu? Exact. Ăsta e începutul sfârșitului altarului. Hai, mișcă și desfăl. Poate ai dreptate, mă, Mirabia. Mai bine fac slujbe mari, că despovetitul infractorilor nu poți să trăiești. Nu poți trăi, măcar dacă m-ar plăti poliția. Pentru ce aflu? Secrete, înțelegi? Dar tot eu trebuie să-i plătești pe ei. Secreti? Ce secreti? Păi, uite, de exemplu, mușchiulică mi-a zis că Baros a spart banca aia care tot arată la știri. Mârlane, tu ai nebunit? Zăi tot cu lux de amănunte. A zis că a venit înainte de închiderea programului. Așa? Cu Gică Pontoarcă și cu Nicu Zmardoiu. Și au dezactivat alarma. Și seara după program au ras tot. Asta e avansarea mea! Ia să vedem. Vreun rezultat în cazul cu banca?
Normal, ce șefa? Lady first, da? Șefa, am aflat tot. Barosu Sparbaca cu Gică Pântroacă și cu Nicu Smart 2. O așteptat închiderea programului, o dezactivat alarmele și seara o golise-i fie. Ți-a zis mușchiulica asta? Nu mi-e personal să trăiți. Iubitului meu la spovedanie. Așa e. Dar cine credeți că are dovada înregistrată? Aud? Nu știu de ce, dar presupun că tu. Niciodată nu vă înșelați! Să trăiți! Servesc patria! Ia ascultați acelea bre! Baros a spart banca. A venit la terminarea turei cu Nicu Smardoiu și cu Gicu Pontoarcă și au dezactivat sistemul de alarmă și noaptea au luat tot. Bravo, fiule! Hai văzut că n-a fost așa greu! Hai, hopa sus! Doar nu fie cu tine! Și banii? Care bani? Aia pe care mi-ai cerut ca să nu... Păi nu mă lasă că iau ochiul dracului, nu-ți mai trebuie ție, aia rămâne la cutia milii. O parte de ei e pentru alta sus să-ți ierte păcatele și o parte pentru poliție ca să-ți... Ce-ai făcut, agent? Ura! M-a atacat convulsiile și mi-a scăpat telefonul, șef. Crezi că sunt foarte surmenat din cauza că tă la servici cu anchetele astea... Păi și nu zici nimic? Să te las în concediu medical. Gata, de mâine stai acasă. Și cu informația mea, cum rămâne, șefa? Informația e o minciună, Mirabelo. Și-a bătut joc mușchiulică de voi. Nu banda lui Baros a spart banca. Alții i-au prins azi noapte când încercau să schimbe banii. Lăsați-o, șefa, că e de la țară. Ea se ia după spovedani, nu după probe, cum facem noi în poliție. Cum a fost? Ia zi, acum primești și un premiu. Normal, Mârlani, ieși afară. Wow, pe hol vrei să o faci perversă, mică, dar abia aștept. Hai, da. Oh, pe hol, nici mie nu-mi dădea pe cap. Măi. Mirabela, tu ai uitat să ieși. Măi, ce faci? Mirabela! Băi, tu crezi că disperatul și pastilatul și... Cum îi zice, mă, nu fac asta? Odihnit-o, mă. Nu mi-e personal. Iubitul meu la spovedanie, că știți că Mârlanu-i popă. A, da, are dreptate. M-a luat pe surprindere aici. Să știți, dar cine are dovadă înregistrată? Mă iertați, eu mă gândeam că are asta mică ceva de zic. Scuze-mă, scuipă-mă. Lăsați-o, șefă, că ea să ia după spovedani ca babele, că ea e de la țară, ea nu știe cum facem noi aici la București. Băi, noi ne uităm după probe și după fapt. Zi-o că e mai scurtă. Bine, probe, e mult mai scurtă.